desfășurat la Casa de Cultură Lucian Grigorescu din Medgidia, balul bobocilor de la Liceul Teoretic Nicolae Bălcescu a adunat la un loc zeci de tineri dornici de distracție și nu au fost dezamăgiți de ce au văzut. Seara balului a fost una plină de momente artistice, dansuri excepționale care au stârnit ropote de aplauze. În fața colegilor și a profesorilor organizatori, perechile au trecut prin mai multe probe, care mai de care mai ingenioase. Cea mai savurată probă de către public a fost cea artistică. Iată ce talente au elevii liceului Nicolae Bălcescu. Uite-mă cum se uită la mine! Ce-i cu fețele astea la voi, mă, băieți, mă? Erau închise toate și au urmeriile de prizonă sau ce? Seara a culminat cu alegerea celei mai frumoase fete, dar și celui mai frumos băiat. Se acordă diploma de merit elevei de la Alexandra Aurelia. Cred că am câștigat deoarece am avut o prestație bună, am muncit foarte mult, am știut când să zâmbesc, am știut cum trebuie să mimez. Cred că au fost mai multe lucruri și lumea a apreciat aceste lucruri. Am avut 4 săptămâni de pregătire, au fost foarte grele. La repetiții nu-mi ieșeau, coordonatorii mereu țipau la mine, chiar și astăzi m-au făcut să plâng. Dar în cele din urmă am câștigat. Presupun că toți concurenții au fost buni, din păcate atât am putut și țin să-i felicit pe fiecare în parte. Ești mulțumit de titlu? Acum nu știu ce să zic, a fost o concurență, eu vreau locul 1, bineînțeles, dar acum asta e. Profesorii au fost încântați de faptul că elevii clasei a 12-a B au reușit să organizeze un bal presărat cu tot ce este nevoie, stil, rafinament, inteligență, umor și spectacol. Eu fac ore cu toți, îi cunosc și de pe holurile liceului și de prin alte activități extracurriculare, toți sunt extraordinar de deștepți, de frumoși, de spontani și ce mi-a plăcut, spre deosebire poate de alți ani, e că n-au avut trac. Pentru că uneori copiii încep să bâlbâie, să nu-și găsească cuvintele, să uite ce au de făcut, însă seara asta a mers perfect. Petrecerea liceenilor a continuat până în zori.